Bună seara și bine v-am regăsit! Vreau să contrem astăzi cu studiul ontologiei epistolelor. Am avut o întrerupere scurtă din cauza unui mic accident pe care l-am avut la picior și acum însă sunt, sunt bine. Așa cum spuneam, sau mai precis, să, să, să intru puțin mai, mai adânc, am fost întrebat de multe ori dacă există argumente istorice sau științifice în favoarea lui Isus Hristos. Acum, întrebarea aceasta poate să cuprindă de sub, anume că singurul argument care poate să valid în privința unei existenței unei anumite realități este cel istoric sau științific. Cel da, istoric sau științific. Vrește că filozofia nu este știință filozofia este speculație în mare măsură. În același timp, filozofia sau este un discurs legitim cu privire la realități care nu sunt tangibile și nu sunt, nu sunt, de natură să fie verificate istoric și științific. Știința modernă a pătruns începând din secolul 20 în domenii care aparțin înainte filozofiei. Martin Heidegger, de exemplu, în Timp și ființare, remarcă că teoria relativității a intrus într-un domeniu care aparținea strict ontologiei înainte. Și aș putea la fel spune că teoria darvinistă a vieții intră într-un domeniu care aparține între filozofice. Însă există încă un discurs legitim cu privire la ceea ce este dincolo de, de accesul științei și al istoriei. Și acest discurs se numește ontologie sau discurs ontologic. Și ceea ce spuneam și vreau să repet este că Apostolul Pavel încearcă să prezinte o ontologie cu privire la Isus Hristos. Și ceea ce este important în această ontologie a epistolelor este că a influențat radical gândirea modernă. Încep, mă rog, Luther, controversa între Luther și Erasmus, după aceea gândirea lui Descartes, apoi a filozofilor secolului XIX, Marx a adus ontologia, a contextualizat social, Friedrich Nietzsche a contextualizat-o biologic. Dar cert este că acest discurs ontologic al, al vestului, creștin, diferă de discursul ontologic al grecilor în mod radical și ruptura a fost făcută de Pavel. Cele două diferențe fundamentale constau în faptul mai întâi, așa cum spune Heidegger, că grecii percepeau ființa ca ceva atemporal, pe când în creștinism, în vest, ființa a ajuns să fie înțeles ca ceva temporal. Mă rog, timpul ființei, de esența ființei în timp ce la greci timpul era o iluzie, timpul nu avea ființă. În al doilea rând, o altă moșne care avem de la Pavel, este că pentru prima dată omul a fost definit în primul rând ca voință, pentru că și Dumnezeu a fost definit ca voință. În timpul lui Pavel exista un mare interes pentru, pentru naturalul Dumnezeu. Va preocuparea principală a intelectualității în lumea clasică, în secolul I, în lumea elenistă și în era natura lui Dumnezeu. În privința aceasta, stoicii spuneau că Dumnezeu este rațiune și ca tare omul are un suflet rațional în care oarecum Dumnezeu se descoperă. Pavel merge direct împotriva stoicilor, îl definește pe Dumnezeu ca pe o voință și definește omul ca, ca voință. Și ideea la care vrea să ajungă Pavel este că în Isus voința omului și voința lui Dumnezeu sunt unite. Așa că voința omului se manifestă ca o voință infinită. Ideea aceasta, așa cum am spus, o regăsim în gândirea filozofică europeană. În primul rând, controversa dintre Luther și Erasmus, Erasmus spune că Dumnezeu la creațiune a împărtășit Universului atributele sale și din cauza asta omul are voință liberă, deci infinită. Libertatea însemnează singularitate. Deci este infinit sau ceea ce numim invinit în mod convențional. Iar Luther spunea că această voință infinită, de fapt, este, este definită prin unirea voinței omului cu voința lui Dumnezeu în Hristos. René Descartes, de asemenea, declară că în spatele acelui cogito ergo sum, deci cuget, deci exist, ce există, ce există, ce, care este natura acelei ființe care există și care gândește. Și răspunsul lui este, iarăși, o voință infinită. Și uh, ideea aceasta este fundamentală și încă uh, continuă să, să, să definească o anumită parte a umanismului european, opus atât postmodernismul, dar mai ales opus uh, o anumită școală de gândire anglosaxonă, care, de fapt, este o ideologie a capitalismului. Și această școală anglosaxonă se numește filozofia analitică și nu mă voi ocupa de ea. acum, aș vrea doar să spun că uh, ateismul Butler Russell și în mare măsură ateismul Dawkins și Harris uh, are la bază această școală care uh, pe undeva a fost destul de bine uh, corectată și uh, dusă într-o direcție, în adevărată direcție de, uh, de uh, Wittgenstein. Însă, uh, nu, nu acesta e subiectul meu acum. Vreau să mă întorc la Pavel, după ce a făcut această introducere, și să încep uh, cu textul din Epistola către Romani. Uh, uh, Pavel uh, vorbește în Epistola către Romani despre Isus Hristos și stabilește o continuitate între Isus și uh, Israel și prorociile Vechiului Testament, spunând că a fost promis prin prorocișe și din neamul David, dar uh, după aceea, după ce spune Evanghelia, versetul 3, privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, continuă în versetul 4, iar în ce privește Duhul Sfințenei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, Iisus Hristos este dovedit că este Dumnezeu. Prin ce e dovedit Iisus Hristos că este Dumnezeu? Mai întâi, ce este Dumnezeu sau cine este Dumnezeu? Observați că Pavel nu folosește cuvântul semit el ci folosește uh, cuvântul indoeuropean. european Teos, Zeus, Deus, Deis, un cuvânt indo european foarte vechi. În limbile indo europene în limbile germane, există alt cuvânt, God, sau God, care, de fapt, uh, provine de la o rădăcină care însemnează cel care este invocat. Uh, deci nu este se dă un nume, este doar invocat. Dar uh, uh, acest uh, cuvânt uh, indoeuropean european vechi, care stă la baza Cuvântului Dumnezeu. Este. Pavel se raportează la. Un, nu se raportează la monoteismul iudeu. Monoteismul iudeu este un monoteism tribal. Iahve este creator sau a ajuns creator în timp, dintr-o zeitate tribală a deșertului arab, ajunge creator. Dar Iahve ca creator rămâne o, o divinitate tribală. Și lucrul acesta este foarte important pentru Pavel, pentru că este una dintre principalele surse ale polemicii sale împotriva iudeilor, în timp ce, pe de altă parte, este în polemică împotriva stoicilor. <coughs> Dumnezeu, mă rog, Pavel pleacă la ideea, care o susțin destul de antropologi că a existat un monoteism vechi, în, mă rog, în, în cultura, în, în triburile europene. Și că acest monoteiz cu timpul s-a pierdut. Acum știm din istorie că primul stat monoteiz din istoria a fost Egiptul. Cu mult evreilor. Cert este însă că începând din secolul IV, grecii au început să fie foarte preocupați din punct de vedere filozofic și ontologic și teologic de natura lui Dumnezeu. Și uh, acest discurs a grecilor l-a definit pe Dumnezeu, așa cum am spus, ca binele suprem, ca adevărul suprem, ca sursa inteligibilității universului. Uh, plec de la această definiție ca să înțeleg ce vrea să spună Pavel, că Isus a fost uh, prin Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că se fie lui Dumnezeu, prin învierea morților. Eu uh, observat un lucru foarte ciudat. Pavel nu amintește absolut nimic de minunile lui Isus. Uh, în tradițional vorbind, uh, când creștinii vorbesc despre, despre uh, natura divină a lui Isus, ei invocă minunile imediat. De asemenea, Pavel nu vorbește despre nașterea din fecioară. Din potrivă, în acest text reiese clar că Pavel nu, nu crede nașterea din fecioară. Hai să recitesc. Deci, Pavel, roba lui Isus Hristos, care să fie apostol și așa mai departe, ea privește pe fiul său, versul 3, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. Acum, Pavel face foarte clar. Uh, uh, clara ideea că Isus e născut în ce privește trupul din sămânța lui David. Nu mai firește că cele două genealogii ale, din uh, cele două evanghelii sinoptice care presă genealogii Matei și Luca, uh, nu se pot armoniza între ele. Însă nu aceasta este lucrul cel mai important. Amândouă uh, stabilez genealogia lui Iosif și care este din casa lui David. În același timp însă există acea istorie a bunei vestirii în care Maria este anunțată că va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Întrebarea este ce rost are buna vestire, după aceste genealogii, sau în contextul acestor genealogii, pentru că la Luca, așa cum și în genealogia, vine după buna Dacă Isus a fost născut din, din fecioară prin Duhul Sfânt, de ce ar fi necesar să arătăm că este genealogia lui Iosif? Numai fiindcă a fost adoptat de Iosif, adopția nu-i oferă legitimitatea de moși o legitimitate a al casei lui David. Uh, și, mă rog, nici măcar nu există o adopțiune oficială. Uh, am putea spune oarecum că Iisus este copilul nelegitim al lui Iosif, sau mai precis copilul uh, Mariei ca un loc de cuc în, în familia lui Iosif. Iosif acceptă că este fiul lui Dumnezeu, îl recunoaște ca atare, dar uh, oficial el nu este fiul lui Iosif. Vrește că există. Teoria că Luca, de fapt, reprezintă genealogia Mariei. Dar nu că numele lui Maria nu apare acolo. Din punctul de vedere al Uniunii moderne, ideea aceasta cu însămânțarea lui Maria de către Duhul Sfânt e un nonsens total. Și de ce este un nonsens? Noi nu, privim, noi nu privim reproducerea și dezvoltarea unui embrion, așa cum o priveau anticii care vedea un element misterios în sămânță. Da? Sămânța care merge de la unul la altul și așa mai departe. Noi știm destul de despre genetică, despre embriologie, ca să înțelegem că, de fapt, un copil pleacă de la doi gameți care însemnează, două, două, care însemnează o pereche de cromozoni. Și dacă să zicem că Duhul Sfânt a creat o pereche de cromozoni, vis a -vis de cromozonii Mariei, ca să facă un fel de om perfect. Mă rog, omul acesta este tot un om. Nu există natură divin umană prin faptul că Maria a rămas însărcinată la Duhul Sfânt. În schimb, noțiunea unei femei care este însărcinată de lăsată însărcinată de zei este foarte răspândită în mitologia mediteraneană și probabil că cea de parte a fost de mormoni care au preluat ideea unui Dumnezeu material care realmente a avut sex cu Maria și a lăsat-o uh, gravită. Uh, Probabil că și iudeii nu, nu gândeau departe de morboni. Cert este însă că pentru Pavel, istoria uh, nașterii lui Isus din Fecioară nu există. O, dacă. cu siguranță că o cunoștea. Și poate o credea. Nu știu dacă o credea sau nu o credea. Dar cert este că pentru el nu acesta e argumentul că Isus e Fiul lui Dumnezeu. Și să rămânem foarte clar cu ideea aceasta. Când bazăm, uh, chiar dacă credem, poate că și Pavel credea că. Iisus s-a născut din fecioară, dar chiar dacă crede că s-a născut din fecioară, când bazăm argumentul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu pe faptul că s-a născut din fecioară, noi nu facem altceva decât să fim ridicoli în fața, în fața oamenilor. Însă o să merg mai departe de aici. Care este argumentul lui Pavel că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? O repet, iarăși nu sunt minunile. Pavel nu vorbește nici nicăieri despre minuni. Pavel nu vorbește nici măcar despre învățătura lui Isus. Există un singur text al lui Isus pe care Pavel îl citează. Este mai bine să dai decât să primești. Mai ferice să dai decât să primești. Pe care nu îl întâlnești nici în Evanghelie. Argumentul lui Pavel este Duhul Sfințeniei. Ce vrea să însemne Duhul uh, Sfințeniei? Uh, Duhul Sfințeniei îl dovedește pe, pe Isus că este Fiul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem în acest termen, trebuie să uităm. Uh, cuvântul sfințire, așa cum este folosit în, în tradițional Biserica Creștină, începând din Evul Mediu, când catolicii și ortodoxi au avut versiunile lor diferite de sfințire și de îndumnezeire a omului, uh, și mai ales să uităm uh, acel Holiness Movement, care s-a dezvoltat în Statele Unite în secolul XIX și care se regăsește în toate bisericile neoprotestante cu predilecție la Biserica Pentecostală anume această sfințire care este un proces de a-l face pe un tot mai religios și tot mai nenatural și tot mai excitat și mai exaltat și așa mai departe. Cuvântul Sfințire, Duhul Sfințenei, însemnează unicitatea lui Isus. Însemnează singularitate. Așa cum am mai spus. Și ceea ce dovedește că Isus e Fiul lui Dumnezeu este definiția lui Dumnezeu ca bine absolut. Isus apare aici ca un absolut. Ca întruchiparea binelui absolut și ca un model care nu poate să fie perfecționat, dar un model unic în istorie. Și tocmai prin unicitatea lui este Isus Dumnezeu. Deci, poate că Pavel nu este departe aici de o maximă a umanismului modern, aceea că omul e un absolut și când spui că omul e un absolut, spui că omul este Dumnezeu. Cert este că uh, acest caracter unic al lui, lui Isus se manifestă nu făcând minuni, ci când a murit pe cruce. Vreau să reamintesc că remarca sutașului roman, care atunci când Isus a murit a spus că cu adevărat acest, acesta e Fiul lui Dumnezeu. Acum, sutașul roman nu se gândea la imaculata Concepțiune, uh, nu se gândea la o filiație în sens, uh, în sens uh, genealogic, ci mai degrabă ideea de Fiul lui Dumnezeu ca idiom aramaic, însemnează e, cel care este de natură dumnezească. Stoicii, sudaș roman, ca un ofițer, fiind un intelectual roman, deci probabil un stoic, stoici aveau un anumit ideal despre felul cum să și să mori. Și bineînțeles că practicau moartea filozofică. Dacă Iisus n-ar fost Iisus, ci Seneca, și-ar fi tăiat de în baie. Sau ar fi, dacă era Socrate, beau un pahar de o travă și explica că e, sufletul este de închisoarea corpului, dar Isus a confruntat moartea ca pe un dușman. Însă ceea ce caracterizează moartea lui Isus este faptul că nu a fost cu nimic apătut de la țelul său. Deci a mers înainte cu aceeași hotărâre, cu aceeași motivație, cu același gânduri până ultima clipă. Nu atât de învățătura lui Isus, cât moartea lui este ceea ce iese în evidență. Și este oare și interesant că, dacă vorbim de aspectul istoric, dacă este un, un element care nu e contestat, de, care cel mai puțin contestat de istorici în Evanghelie, acceptând că în Evanghelie s-au strecurat și multe tradiții și mult folclor. Dar dacă este un element care nu este contestat, este descrierea morții lui Isus. În general, studiile critice ale istoriei Evanghelilor, ale istoriei raportate de Evanghelie, acceptă că descrierea morții este destul de realistă, întrucât nu putea să aibă nimic apologetic în ea. Nu, nu era nevoie să descrii moartea lui Isus și umilirea lui pentru a fonda o nouă religie pe ea, mai ales o moarte pe cruce, dar mai ales pentru că felul în care se descrisă moartea lui Isus este oarecum cu oarecare reținere. Pe lângă faptul că crucea însă și n-a fost un simbol pentru că mult timp, din cauza că avea oroare de, de moartea lui Isus. Așa că, tocmai această moartea lui Isus, este argumentul unei forțele untrice, unui caracter unic, care, Pavel spune că dovedește că e fiul lui Dumnezeu. Deci, Pavel are o dovadă istorică, un argument care, -a folos, cumva, îl susține sutașul Roman, că Isus a dovedit a fi singular, a fi unic, a fi un absolut ca om în momentul morții sale. Și moartea lui a fost ceva vizibil, care este cunoscut și. Mă rog, este un eveniment public, o execuție făcută oficială în Imperiul Roman de Pilat din Pont Deci aici nu avem discuții Cel argument pentru, pentru în favoarea divinității lui Iisus este învierea lui Ceea ce vrea să spună Pavel este că în, în această confruntare cu moartea Isus a cucerit moartea de fapt Și că omul poate să cucerească moartea Și Isus a înviat nu ca o minune, repet ce mai degrabă ca o dovadă că omul și cu Dumnezeu au fost uniți în personalul lui, așa că omul a devenit mai tare decât, decât moartea. Acest argumentul pe care Pavel îl aduce cu privire la Isus, așa cum am spus, cum am spus pentru Pavel, evenimentul Isus este unic. Și acest eveniment are o dimensiune ontologică fundamentală. Această dimensiune ontologică constă în faptul că cele ce nu sunt, ha on me Distrug pe cele ce sunt. ha on Deci ceea ce nu există în mod ontologic distruge ceea ce există în mod ontologic. Este o, o revoluție ontologică, o mutație în Univers. Deci sunt așa un semn de întrebare. De exemplu, când, și aș vrea să mă duc la epistola către Coloseni și uh, pun aceasta ca un semn de întrebare, că n-am un răspuns, dar aș fi tentat să uh, de un studiu în privința aceasta și sunt. Uh, foarte bucuros la opinia dumneavoastră cu privire la această provocare. Anume, dacă când Pavel spune despre Isus, că el este uh, începutul zidirii lui Dumnezeu și că pentru, pentru că prin el au fost făcute toate. Uh, da, el este echipul. cine se întreaga, cu 5, da. el este chipul lui Dumnezeu, lui celui nevăzut, cel din tui născut, din toată zidirea, pentru că până au fost făcute toate lucrurile care sunt cerul, pe pământ, cele văzute, cele nevăzute și așa mai departe. Întrebarea este dacă Pavel se referă la crearea lumii, la început, Geneza, sau se referă la o nouă creațiune care începe cu Isus. Deci, aceasta e un semn de întrebare, dar cert este că Pavel este adeptul acestei idei că cele, care nu sunt nimic pe cele ce sunt și Iisus este ceva nou ca atare învierea lui și nu, pare poate fi explicat prin legile naturii așa cum înțelegeau grecii și nici ca o simplă minune în vechea ordine ci este o început în ordine noi Însă vreau să trec peste, peste ideea aceasta de înviere mă voi ocupa cu altă ocazie cert este că pentru Pavel învierea este foarte importantă trec la versetul 16 mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Isus, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Întâi a ideiului, apoi a Grecului. Idealul Pavel este că Evanghelia lui are ca scop să aducă această experiență a lui Isus în viața fiecărui om. O să merg chiar și la epistola către Colosene, dar aceasta fără un semn de întrebare. Aici mi se pare că afirmația lui Pavel este destul de clară și să împace, căci Dumnezeu a avut, voi, ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii lui. Și voi care din alții era străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre, ele, el va împăcat acum. Deci este foarte clar aici că se referă la faptul, această împăcare. Nu e vorba de ștergerea păcatului și ispășire în sensul de substituție penală. Ce mai degrabă este faptul, de faptul că Dumnezeu se identifică în totul cu creațiunea sa până la moarte. Aceasta este ideea de împăcare, de catalagă de, în greacă, de, tradus prin ispășire de multor, de reconciliere, de, de unire. Și ceea ce apare interesant este voi care ați vrăjmași, v-a acum. Este clar că aici apare un conflict între două voințe, între voința limitată a omului și voința infinită a lui Dumnezeu, dar prin Evanghelia. Voința limitată a omului se unește cu voința infinită a lui Dumnezeu, devine o singură voință, în sensul acesta, Evanghelia este o putere pentru mântuirea celor care crede. Ceea ce e important aici este că, în timp ce la Pavel este foarte clar și nu contest acest lucru, că uh, învierea lui Isus este considerată uh, o putere care este uh, argumentul principal în favoarea învierei morților, există un aspect uh, la fel de important, imediat și practic care, părerea mea este că s-a dovedit mai important în istoria omenirii și în predicarea lui Pavel decât în uh, învierea morților catare, învierea escatologică. Și anume, ideea că în viață de fiecare zi poate da dovadă de o anumită putere, de o voință instopabilă, infinită, de, uh, care merge până la moarte și împotriva morții. Da? Deci, uh, ceva care trece de simpla resemnare stoică sau epicureană, care acceptă legile Universului așa cum sunt și se supune lor, din potrivă sfidează legile Universului celui vechi. Da? Deci dacă ne referim la un stoic, de exemplu, care era de obicei un intelectual un aristocrat, el considera că Sufletul Rațional se aliniază cu Logosul. în această aliniere există pace. Mă rog, Sufletul Rațional va supraviețui după, după moarte și, bineînțeles, că va fi pură contemplație pură rațiune, așa cum este și Dumnezeu. Dumnezeu, cum spunea Aristotel, în el nu este mișcare, nu este schimbare. Deci nu poate fi afectată de emoții, de impulsuri, de afecte și ca atare este pură rațiune și omul după moarte devine această pură rațiune, dar în această viață el trebuie să iasă ca pură rațiune. Un fel, să zic, un fel de budism apusian. Sau epicureul care are aceeași... Epicureul nu crede într-o în, în, în Logos, nu cred în ideile lui Platon pentru că atomi dar acceptă că aceasta este existența atom care vin împreună să dezfacă există și zei după Epicur și e bine să-i respecti dar nu te ajută prea mult însă cert ca că Epicureanul Epicureul duce o viață simplă o viață morală, are mulți prieteni și are în fața morții o anumită filozofie care se întâlnește la unii dintre Ateca Hitchens sau Bart Russell, care spune, ok, când mori, nu simți că mori. Deci tu niciodată nu trăiești experiența morții. Așa că lucruri de care mă îndoiesc, sincer, da? Am văzut oameni murind, am auzit multe povești și cel puțin este foarte clar că Iisus a trăit experiența morții pe cruce. Sunt situații în care omul trăiește perfect experiența morții. Dar ideea este, moartea nu există pentru tine. Când ești mort, moartea nu mai există pentru că tu nu mai existi și înainte, cum spunea Christopher Hitchens, înainte de a mă naște, nu existam și nu a fost nicio problemă cu asta. Pentru Pavel, pentru Pavel, Evanghelia este un atac al voinței umane care vrea să trăiască, care vrea să trăiască veșnic, la infinit, da? care caută ceva împotriva ordinii. Deci voința umană nu acceptă acest univers, nu acceptă legile lui le contestă. Și ferește că numai un Dumnezeu poate contesta legiul Universului, dar tocmai asta este că voința umană este infinită, este divină. Ceea ce vreau să spun este că chiar când religia și creștinismul vor dispare, se pare că trăim acum moartea creștinismului, mă rog, maxima nici moartea lui Dumnezeu. Dacă, dacă creștinismul are încă forță și, put, și dacă se răspândește este din cauza că creștinismul a devenit o afacere. Și are capital, și acest capital prosperă, și la fel are și mari susținători politici. Dar cert este că ideea, în mare măsură, a creștinismului istoric s-a deregitimizat. Dar chiar dacă vom vedea dispreția creștinismului, și chiar într o perspectivă ateistă, vreau să spun, care nu este a mea, vreau să o spun destul de clar, eu nu vorbesc de o perspectivă ateistă aici, dar chiar într o perspectivă ateistă, ideea aceasta rămâne. Este foarte importantă. Nu aceea unei resemnări a omului față de legile Universului, ci a unei contestări a lor, a, unei revolte împotriva lor. Ceea ce lipsește a stoicului epicureului și ceea ce lipsește, să zic, aceste ideologii anglofone, care de fapt este o ideologie a capitalismului în, în, în haine filozofice, numită școala de filozofie analitică, logică analitică, este de fapt aspectul titanic de revoltă împotriva Universului și e o anumită resemnare uh, care nu apare în Evanghelie. Deci, uh, Evanghelia este o putere și această putere face o să meargă împotriva lumii, împotriva cosmosului. Acum, cuvântul cosmos nu însemnează lumea ca cultură, așa cum a fost înțeles de creștini. Să nu fie ca lumea, să te îmbraci, altfel să te pierde, altfel să nu bei cu tare, să nu mănânci cu tare, ca să nu fim ca lumea, nu mergi la dan și așa mai departe toată această vulgarizare a idei lui Pavel, în care, de fapt, voința, voința omului este împotriva cosmosului, este în vrăjmășie cu cosmosul, nu acceptă ordinea cosmosului. Dar cert este că în Isus este o nouă ordine, o nouă creațiune. Și de aici Pavel, Pavel construiește o cristologie lui. În continuare vreau să subliniez alt aspect care mi se pare la fel de important. Anume că, începând din secolul 4-5, biserica a, a căutat să, să intre într-un fel de armistițiu cu intelectualitatea greacă sau cu intelectualitatea Imperiului, roman sau greci, ce erau ei. Și biserica a încercat să ofere o formulă filozofică, Evanghelul Pavel. această formulă filozofică, era bazată exact pe acceptarea acelei ontologii pe care Pavel uh, încearcă să o demoleze. Și această, înțelege, uh, această ontologie, această teologică a Bisericii, uh, este dogma Trinității. În ce constă dogma Trinității? Dogma Trinității constă în ideea aristoteliană că toate lucrurile uh, constau, prește că eu prezint foarte simplist această idee a lui Aristotel. Să nu, să nu găsească cineva în papă. Eu vreau să cred că prezint că mai simplist și mai practic. Cât mai simplu, nu mai simplist, dar probabil că uneori sunt simplist. Anume, există o substanță atemporală și există o manifestare a uh, acestei substanțe care este în timp și care este schimbătoare. Uh, substanța aceasta este baza ontologică, este o entitate metafizică. Iar fenomenul este fizic, este măsurabil, și așa mai departe. Substanța este rațională. Se supune la o modelare geometrică, de exemplu, în anumite cazuri, la matematică, dar fenomenul nu poate să fie uh, raționalizat. Este schimbare, este impresie, este supus impresie și opinii. Așa că, la ideea că toate lucrurile au substanță, că există o substanță divină și o substanță umană. Există Dumnezeu ca substanță și omul ca substanță. Și ce caracterizează pe Dumnezeu ca substanță? Dumnezeu ca substanță este egal cu el însuși. Deci la Dumnezeu manifestarea și substanța sunt egale. La toate lucrurile create există o diferență între substanță și manifestarea ei, în sensul că că fenomenul este o expresie imperfectă a, a substanței. La Dumnezeu substanța este egală cu manifestarea manifestarea este perfectă. Și Dumnezeu să, substanța divină, substanța Dumnezeu care e atemporală și este unică, să manifestă în trei ipostaze care sunt la fel perfecte, deci în care substanța este egală cu, cu, cu ipostaza, cu manifestarea. Și așa sunt Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Și de ce sunt trei? Există multe motive pentru care să fie trei. Normal, ferește că până și triunghiul are trei laturi, nu? Deci cifra trei este foarte, foarte importantă, are ceva de spus. Deci așa explica grecii, în, ajung grecii să explice în secolul 4 naturalul lui Dumnezeu. Dumnezeu este unic, este plecând de la conceptul de matematică, Dumnezeu este unul, spunea Plotin, marele 1. Dar biserica folosește acest concept aristotelian de substanță și ipostază ca să ne explice ce este Dumnezeu și de este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și vrește că biserica nu, e, nu vulgarizează. Adică să nu înțelegem că părinții bisericii au fost mudi care vine în fața unei spune cât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca dat pe singurul să fie uite. De exemplu, imaginați-vă fiul tău și vine cu o poveste lacrimogenă că un copil se joacă pe șine și tatăl are un buton cu care poate te arunca în aer podul și vine trenul peste pod și tatăl stă pe gânduri să arunce podul în aer să salveze copilul sau să lasă copilul să moară și lasă copilul să moară ca toți oamenii din tren să fie salvați. Pentru că, povestea asta e foarte nereală, cred că instinctul, instinctul dictează în asemenea momente și probabil că tatăl a luat la fugă și a luat copilul de pe și le dar bănuiesc că arunca aruncat podul în aer sau ce am lăsat, s-ar face acest lucru. Însă, uh, ideea uh, că Dumnezeu are un Fiu uh, biologic, Dumnezeu are simțămintele mamiferului față de lui, față de Isus, uh, care e foarte răspândită în, în cercurile evanghelice, uh, această idee n-au cumpărat-o, niciun caz, părinții bisericești care au creat dogma Trinității. Ei au înțeles că, cum spune Toma, Dagmina, Rvinas, Spune că atunci când vorbim de tatăl și fiul este o analogie, da? e o metaforă. De fapt, noi nu putem înțelege relația între tatăl și fiul și atunci o folosim printr-o analogie tatăl și fiul. Ceea ce vreau să spun este că nu asta este ideea lui Pavel. Însă pentru, că, pentru Pavel Dumnezeu este nevăzut și are un singur chip și acesta este Isus. Deci pentru Pavel natura lui Dumnezeu nu este pusă în discuție nu-l interesează. Din punctul de vedere al lui Pavel, poți să fii un trinitarian, poți să fii un evanghelic care îl iubește pe Dumnezeu, că îl simte el noaptea, sau poți să fii un ateu. Asta nu contează. Ceea ce contează pentru Pavel este că Dumnezeu se manifestă în Isus. Da? Și el pleacă de la Isus. El este Fiul Dumnezeului Celui Nevăzut. El este începutul zilei Dumnezeu. El este totul și ca atare Dumnezeu este manifestat în, în Isus. Acum este foarte interesant că în contextul hiperrelativismului și hipermulticulturalismului din timpul nostru, care amândouă sunt niște dințe reacționare, mulți filozofi marxiști Uh, au redescoperit uh, această idee. Printre ei este J.J.C., uh, probabil, poate cel mai cunoscut. Și uh, au redescoperit ideea omului ca un absolut. Uh, Întorcându-se la teologia lui Pavel, zice chiar spunea că uh, fără teologie uh, nu, nu mai putem argumenta nici Revoluția, nici Schimbare, nici uh, Omul, totul să pierde, totul să risipește. Uh, eu nu, nu vreau să fac nici dialog, nici controverse cu toate aceste idei. Vreau să arăt cât de importantă este ideea lui Pavel și cât de ramificații poate să aibă. Însă, trecând de, de acolo, merg la alt aspect al dogmei Trinității. Dogma întrupării. Ce ne spune dogma întrupării? Că Isus a avut o natură divină și una umană. Da? O substanță divină și una umană. Deci Isus a fost o persoană. Și în această persoană au fost două substanțe unite. Cea divină și cea umană. Și deci o serie întreagă de, de idei. Au fost acestea două substanțe uh, unite într-o singură persoană? Sau au fost două persoane care s-au unit și s-au despărțit? Da? A fost această substanță o singură voință sau au fost două voințe? Și așa mai departe o serie de întrebări. Da. Dar hai să mergem la rădăcină. Ce înseamnă că Isus a avut dublă natură? Că noi spunem dublă natură, de fapt, traduce în limbajul modern termenul dublă substanță. Că Isus a avut substanță umană și substanță divină. Ceea ce spunem noi este bazat pe, pe metafizica lui Aristotel. Anume că omul este o substanță. Substanța om și Dumnezeu este substanța Dumnezeu. Ce este substanță? Îl citesc acum pe Leibniz. Substanța este ceea ce e subiect într-o propoziție atâta tot. Deci, practic, așa cum spunea Bartra Russell, noi nu facem altceva decât să proiectăm sintaxa frazei asupra unor aspecte la care ne sunt de altfel accesibile, inaccesibile. Și ne închipuim că știm ceea ce nu putem să știm. Deci, ideea duplei natura lui sus, iarăși este o, o, o idee care a fost introdusă filozofic, și baza ei filozofică nu mai este validă pentru noi în timpul moderne. Și atunci hai să ne recuperăm ideea lui Pavel. Pentru Pavel, Pavel pleacă la un fapt, Pavel nu încearcă să explice. Pavel pleacă de la faptul că Isus este Dumnezeu. Și argumentul său este Duhul Sfințeniei. Caracterul cu totul singular al lui Dumnezeu. Da? Iisus se reduce pentru Pavel la voința lui. Nu la cunoștințele pe care le-am puterii supranaturale, ci la acea voință infinită care n-a cedat în fața morții și care uh, și-a urmat uh, scopul până la capăt, fără să se abată. Și Pavel ne spune că această voință a trecut dincolo de mormânt și că este Dumnezeu și este începutul unei, unei noi creațiuni, este o mutație ontologică, este o ruptură între legile Universului, cum a fost înainte și cum sunt după Isus. Trește că este o afirmație foarte, foarte îndrăzneață pe care o vom anal analiza în continuare. Vă spun acum la revedere și aș, a, ne vom întâlni cu ocazia viitoare pentru a discuta un alt aspect a, esențial care de data aceasta este, din punct de vedere teologic, foarte controversal la data aceasta, Biserica Adventistă, pentru că studiem a, la școala de Saba despre Isus și lege, anume a, ideea că legea celor 10 porunci ar fi veșnică, ceea ce nu este bineînțeles. Și dacă este o lege veșnică, morală, dacă e un bine veșnic, care este acest bine veșnic, care este această lege veșnică, unde poate fi găsită? Unde poate fi descoperită? Ne vom buca de aceasta data viitoare. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!